Ce sexy ești când ai la pompă acolo, Mădălin. Am ieșit și noi ca doi oameni frumoși ce suntem în oraș să ne plimbăm, să ieșim la o cafea, efectiv. Și Loredana i-a venit ideea genială, că dacă tot e așa frumos, de ce să nu jucăm handball? Dar de fapt să jucăm basket, că basketul era cu aruncatul la coș. Problema e că n-am minge de basket și am zis că scap. Dar pentru că sunt un soț extraordinar, m-am decis. Dacă e deschisul la magazin, dacă e deschisul, mă, ce vorbești, mă, limba română e la mine, mă. Dacă este deschis la magazinul de mingi de basket, mă duc să iau o minge de basket. Păi hai. Și după aia, joci basket. Și mă duce ea să mă învețe ea cum să joc basket. Țineți minte, ea zicea handball la început, la basket. Am spus, că la handball nu eram bună, dar la basket eram bună. Deci la basket era bună, la handball nu era bună. Ferească, mă. Nu e nimic deschis, evident, ce ține de articole sportive. Pentru că, na, e și pandemie, e și duminică, e și Paștele și toate alea s-au adunat toate la un loc și cum s-a făcut, cum s-a întâmplat, nu găsesc minge de basket. Dar, norocul meu că există oameni buni pe lumea asta care încă îmi sunt prieteni și cineva a decis să vină cu o minge de basket care nu este umflată, deci ne vom chinui să o și umflăm. Nu știu unde o să o umflăm pentru că n-avem alt. Stai că era să mă ia mașina să mă omoare. Era să mor, nu mai e să mor, gata, pot să trec acum. Da, să sperăm că găsim și ac și să și umflăm mai minge de basket și să jucăm basket, că altfel îmi dezamăgesc soția. Mi-a luat și ochelari că e frig, e frig, e soare. E soare, dar e și frig. Trebuia să ții hanoracul, ăla care l-am cumpărat eu și l-ai purtat tu și astăzi l-am purtat și eu ca să port și eu hainele mele. Tu vezi altfel lucrurile, ok. Da, deci, acum mai așteptăm pe băieții ăștia să vină cu mingea să jucăm basket, nu? Basket. Eu, basket. Te învață. Mă învață ea. Basketul nu se poate juca pe burta goală. Și pentru că noi de când ne știm, suntem healthy, suntem pe fines, pe mâncăruri de astea fines, am zis să mâncăm doi burgeri. Da, unul de fiecare, adică doi, la un loc. Sunt bun. Că tot o să facem sport după aia și nu se pune. Nu, dar trebuie să ai și ce să dai jos. Exact. Au venit oamenii, prietenii cu mingea, numai că e desumflată. Și acum zic să încercăm să mergem să umflăm mingea. Dar de unde ai luat, mă, baia? Că eu am adus pompă mai mare. Păi nu, care-i special. Aaaa. Așa l-am venit cu pomodul. Mai merg, ia? Ce sexy ești când ai la pompă acolo, Mădălin. Parcă te îndrăgostești de mine a doua oră. Da, și cum stai așa?
Bă, e greu, bă, când n-ai condiție fizică, e greu tare. E greu, de ce să vă mint? Sportul ăsta nu e așa ușor. Am mai zis-o, e mai ușor când te uiți de pe canapea. Da, la mine, de ce mă întreb, era greu să nimeresc și coșul. Mă, că să dau un coș, adică să dau cu mingea până în coș, să dau un sârma de la coș, adică de la coșul ăla. E greu tare. Greu tare, nu mai. Bine, am și o vârstă, na, la ăștia 18 ani mei. Fac aici vlog, fac vlog. Ziceam că am și o vârstă și la 18 ani nu mai pot să mai joc la fel de bine ca la 12-13, știi cum jucam? Da, hai. Cred că o să mă întorc acasă să-mi facă nevastă-mea un pahar de la de gin bun, cum mi-a făcut aseară. Îmi faci un pahar de la de gin cu busuioc? Altă treabă. La gin e mai ușor. Hai, ne auzi? V-am pupat.